Polițiștii și jandarmii Mehedinței au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară la locuințele a doi bărbați din comuna Burila Mare, respectiv din comuna Obârșa de Câmp, bănuiți pentru comiterea mai multor infracțiuni de fur calificat. În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe bunuri folosite la comiterea faptelor, cât și bunuri obținute din furturi. De asemenea, la locuința bărbatului de 28 de ani, polițiștii au identificat și ridicat o armă despre care există bănuiala că este o armă neletală din categoria celor supuse autorizării pentru deținerea căreia persoana perchezițională nu a putut prezenta documente de proveniență sau autorizare. Polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală și Mian, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară la locuințele a doi bărbați, unul de 27 de ani din comuna Burila Mare și unul de 28 de ani din comuna Obârșa de Câmp, bănuiți de comiterea mai multor infracțiuni de fur calificat. În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe bunuri folosite la comiterea faptelor, cât și bunuri obținute din furturi. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat, cei doi bărbați fiind reținuți pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentați unității de parchet competente cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cei doi bărbați fiind reținuți pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentați unității de parchet competente cu propunerea de luare a unei alte măsuri preventive.